Vremea începe să se răcească. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de ploi pentru 15 județe din nordul, centrul și nord-vestul țării, valabilă de duminică seara până luni noapte. De asemenea, meteorologii spun că temperaturile vor scădea la început în vest, centru și nord, apoi și în restul țării. Potrivit ANM, codul galben de ploi și vijelii intră în vigoare astăzi la ora 23 și expiră mâine la aceeași oră. În acest interval, la munte, în Transilvania, Maramureș și vestul Moldovei, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. De asemenea, ANM a emis o informare de instabilitate atmosferică și răcire accentuată a temperaturilor, valabilă până marți dimineață la ora 8 în regiunile vestice și nord-vestice, zona de munte, în centrul țării și local în est și în sud. Cantitățile de apă vor depăși frecvent 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și de sud-vest, iar în timpul ploilor va avea aspect de vijelie.